Sunt 5.000 de pensii recalculate până joi dimineață. Așa și-a început discursul său senatorul Cristian Răsmeriță, care a explicat exact cum vor primi pensionarii mineri banii în plus. Din cei aproximativ 12.000 de oameni care beneficiază de această recalculare și de această creștere foarte mare a veniturilor, vreau să vă spun că până în această dimineață au fost emise peste 5.000 de decizii la nivel de județ. Înseamnă că tot ce vine și tot ce este introdus până la sfârșitul lunii, 31 martie, intră efectiv în plată în prima lună, adică în aprilie. Absolut tot ce intră la plată, atenție, nu toate deciziile emise, pentru că deciziile trebuie să fie emise și după aceea introduse în plată. Pensiile nu vin însă pentru toți mărite și s-a vorbit tot mai mult despre decizii care au venit inițial micșorate, iar asta i-a nemulțumit pe foștii mineri. Mulți au protestat, însă senatorul Cristian Resmeriță explică cum stau lucrurile pe filiera birocratică. Din cei 12.000 cu aproximație s-au dat numai vreo 6-7.000 de decizii pe 192, le vin și la restul deciziile pe 192, este pas obligatoriu care să se ajungă la 221. Țara noastră, nu mă întrebați de ce. Asta este procedura. Trec prin legea veche, este obligatoriu să-mi calculeze pe legea veche, să trec prin legea veche, 192, că nu e chiar așa veche, ca să mă ducă pe 221. Pensionarii mineri s-au revoltat în ultimii ani după ce au constatat că oameni care au lucrat în aceleași condiții de muncă, dar care au ieșit la pensie în ani diferiți, au venituri mult diferențiate, tocmai pentru că legile nu au fost echitabile. Senatorul Cristian Resmeriță spune că pensiile vor veni mărite din luna aprilie pentru cei cărora le-au fost emise deciziile de pensie, iar restul primesc banii până prin iunie. Asta în condițiile în care la Casa de Pensii programul a fost mult prelungit pentru a face față.